Astăzi, cam fiecare joi, am avut zi de audiențe. S-a prezentat la mine în audiență o persoană care solicita date despre fostul proprietar al locuinței în care locuiește. I-am explicat că nu este legal, de altfel primise răspuns oficial din partea noastră și înainte de ziua de astăzi. N-a acceptat acest răspuns, a aruncat documentele și a spus că se duce și să-și dea foc. N-am crezut că va face lucrul ăsta, sincer. Dar iată că în 10 minute de la această amenințare a apărut la mine în birou, eram singură, s-a îndreptat spre scaunul meu cu o sticlă de benzină, i-a desfăcut docul. Acum nu știu care era intenția, să dea pe mine, să dea pe jos. Noroc că a apărut paznicul instituției și atunci am reușit să mă strecor cumva printre perete și acest domn. Am ieșit afară, au mai venit colegi de-ai mei, au încercat să-l imobilizeze și a împrăștiat practic benzină pe jos, în caserie, în holul secretariatului și pe el. S-a stropit și au venit pompieri, a venit SAS, a venit poliția, a venit toată lumea, toate organele de abilitate și a fugit omul. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe, dar ăsta a fost firul evenimentului. Au mai fost astfel de incidente? Nu, nu. Au fost amenințări. Cu asta suntem obișnuiți. Deja știm să le facem față, dar așa ceva este mult prea mult și cred că ar trebui tras un semnal de alarmă că deja se trece o dungă și nu e posibil așa ceva. Veți lua măsuri în urma acestui incident? Măsuri în sensul că am să solicit ca, spre exemplu, ANAF-ul are pază formată din jandarmi și nouă ne-ar trebui așa ceva, pentru că și noi avem, lucrăm cu banii, lucrăm cu oameni, oamenii sunt nemulțumiți, deci evident că instituția trebuie mai bine păzită și voi face un memoriu în acest sens.